conejito. ¿Yo? ¿Yo? Vedi. Te amo. Non è le seduc. Se scutur frunzele de nuc. Se asterne bruma veste vi. De ce nu vi? De ce nu vi? Tăsică? Da. Tase? Da, mama. Știi ce zic eu? Ia zi. Că tu ar trebui să te cam duci la doctor. La doctor? Păi de ce să mă duc la doctor? Că sunt sănătos tun. Ei, tun. A cam ruginit tunul ăla. Tase. Nu mai aud eu salvele alea de altă dată. Păi atunci du-te tu, mamă, la doctor. Poate-ți dă niște ochelari pentru a auzi. Hai, tase, știi ce? Nu te face că nu înțelegi acum. Da. Eu vorbesc de doctorul ăsta, uite, care scrie și la ziar. Da? Da, doctorul ăla care că rezolvă problemele de cuplu. Rezolvă problemele de cuplu? Exact. A, păi atunci să mergem și noi la el, să ne rezolve și problemele noastre. Factura la întreținere, factura la energie, la încălzire, telefonul, cizme pentru fita, căciulă pentru mine, să ne repare chiuveta. La doctorul ăsta când mergem? Tase, eu vorbesc de probleme serioase de cuplu, nu de căldură. Da? Știi, și nu mă lua pe mine cu încălzirea și cu căldura. Că dacă stăm să vorbim sincer și cinstit, în ultimul an m-am cam încălzit singurică. Nu știu cum să-ți spun. Da? Hello? Da! Păi lasă că poate te răcorește domnul doctor. Nu mă răcorește el pe mine, tase! Uite aici, uite poza, uite. Uite poza pacientului. Ce scrie tase aici? Citește cu ochii tăi, că ai ochelarii pe nas. Să nu zici că vorbesc eu din cărți. Citește-i. Soția mea este foarte mulțumită. A, și eu, tase? Eu? Păi ce e, mamă? Păi sigur că e mulțumită dacă i-a reparat chiuveta. Ei, bă, dracu, chiuveta, tase! Altele erau instalațiile care i se stricaseră. Uite, unul săracu a trecut peste rușine. Da? Peste tot. Da? Așa, s-a dus la domnul doctor Frumușel și și-a rezolvat problema. Da. De câte ori când îți spunea și-o, mă, tase. Mă, tase, mă. Hai, mă, stai puțin, că să încercăm, că să vedem. Mamă. Tase. Mă duc, mă duc, mă duc. Cum ziceai că îl cheamă pe individul ăsta care și-a reparat instalațiile? Ha? Mă duc să-i cer 1.000.000 de euro. Nu-i dă numele, tase. Nu? Nu. Și uite, are și o bandă neagră peste ochi. Aoleo! Săracu, fi în doliu. Înseamnă că ăstuia i-au murit instalațiile de tot. Tase, du-te, tase, du-te odată și rezolvă problemele de cuplu. Du-te și îmbracă-te. Du-te. Poate îți face domn doctor o reducere sau poate te lasă să plătești și în rate. În rate? Da. Păi nu ți-mi minte, mă, ce am pățit când m-am operat de apendicită? Că la prima rată mi-a dat să inhalez puțin gaz, la a doua mi-a scos un sfert de apendicită și la a treia, hai mamă, uite că dorm, lasă. Da, să tu m-auzi că trebuie să te duci la doctor. Aole. Vreau și eu un pic de mângâiere. Vreau și un pic de căldură să pătească. Vreau și eu să fiu mângâiată, să fiu sărutată, să fiu și o iubită, tase. Măi, mamă, la banii noștri să zicem mersi dacă ne învață să dormim amândoi în același pat. Tase? Da, bine, mă duc. Că oricum aici nu mai e de stat. Așa. Câte ceasul? Unu noaptea? Da. Aole, înseamnă că sunt primul la coadă. Așa, sau al doilea. Și... poți să fii și al treilea și al patrulea. Mă duc. Marș la doctor. Mă duc. Se scutur frunzele pe nuc. Se aude frunza. Iată vin un sol de pace, un framăt vârf de băți. Scoală-te, Geta, scoală-te, Geta, scoală-te, mamă, că am rezolvat problemele de cuplu. Te-ai întors, Năsică? M-am întors. Auzi, ce-a zis doctorul, ce-a zis?
I-a zis și de mine? I-am spus și a spus și că de acum înainte nu o să mai avem niciun fel de dificultăți. Putem face orice, oricât, oriunde și oricât. Hai mă, tase, mă, da. Serios, chiar așa a zis? Orice, oricât, oriunde? Da. Hai, pisică. Putem să începem chiar acum. Chiar acum? Da. De tase, chiar acum. Întâi tratamentul pentru tine. Da. Și acum, tratamentul pentru mine. Exact ca la domnul din ziar. Și acum putem face orice, oricât, oriunde și oricum.